Bine ai revenit pe pagina de istorie. Dacă îți plac videoclipurile noastre, dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru. În acest videoclip vom discuta despre Genghis Khan, unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile. Genghis Khan s-a născut în jurul anilor 1162-1163 pe malurile râului Onon din provincia Khentii din Mongolia, iar inițial a primit numele Temujin, care însemna de fier. Pentru că tatăl său a fost șeful clanului, cum au fost și predecesorii săi, Temujin a devenit nobil. Această poziție socială mare l-a făcut să beneficieze de ajutor de la alte triburi și pentru a consolida și uni triburile mongole. Potrivit cronicarului persan contemporan, Rashid de Dedin, Hanul mongol este prezentat ca fiind înalt cu porul roșcat și cu ochii verzi ceea ce i-a făcut pe unii istorii să presupună că neamul său se trage dintr-un clan de origine șcită. Era caracterizat ca fiind singuratic, necomunicativ și izolat. Temujin a avut trei frați numiți Hasar, Haciun și Temuje și o soră pe nume Temulen. El a avut de asemenea și doi frați vitregi, pe nume Behter și Belgutei. Viața timpurie a lui Temujin a fost dificilă, la fel ca și a altor nomazi din Mongolia. Tatăl său a fost otrăvit și ucis când el avea doar 9 ani. Tribul său l-a părăsit și a trebuit să-și ajute mama pentru creșterea celorlalți șapte copii fără niciun sprijin. Legendele spun că Genghis Han a îndura multe greutăți, inclusiv sclavia. Și-a petrecut copilăria vânând pentru a supraviețui și există unele dovezi despre faptul că și-a ucis propriul frate într-o ceartă pentru mâncare. Astfel, la 13 ani, Temujin săvârșea prima din cele peste 30 de milioane de crime pe care le avea pe conștiință. Statisticile au concluzionat că aproximativ 10% din locuitorii planetei din acea perioadă au murit direct sau indirect din cauza invaziilor mongole din timpul domniei lui Genghis Khan. Temujin era convins că supraviețuirea în stepele Asiei era posibilă numai prin unirea triburilor urmărește atingerea acestui deziderat prin șiretenie diplomației scusită prin care caută să câștige aliați și să-și elimine adversarii. După 1190, triburile mongole erau unite sub conducerea lui Temujin, care a început supunerea altor popoare din stepele Orientului îndepărtat. Genghis Han le promitea pradă bogată în războaiele care aveau să urmeze. Temujin devine unicul lider și primește în 1206 titlul de rege universal și etern sau Genghis Han. Printre popoarele care s-au supus noului mare Han Genghis figurau Merchiții în 1202, Cheraitii în 1203 și Naimani în 1204, fiind astfel înlăturate ultimele obstacole din calea creării Imperiului însă acesta avea să se confrunte cu un alt inamic puternic de la est, China. Cu armată de peste 50.000 de soldați, Genghis Han a invadat nordul Chinei, a ocolit marele zid chinezesc și li s-au alăturat mercenari loiali care s-au predat și supus noului lider mongol, jurând că vor lupta sub comanda sa. Armatele sale de călăreți au desfășurat raiduri asupra satelor și orașelor chineze populații întregi au fost măcelărite, orașele jefuite și incendiate, iar femeile demnitarilor chinezi răpite și duse chiar în patul Marelui Han. În anii 1207-1209 îi supune pe Tanguți, un stat alcătuit de uiguri, chinezi și tibetani, și întemeiază o bază militară lângă Marele Zid chinezesc. În 1211, oștile mongole pătrund pe teritoriul dinastiei Jin, o dinastie tunguză din Manciuria. A forțat astfel capitularea provinciei Xia și la scurt timp după aceea, în 1211, el a terminat cu cucerirea dinastiei Jin. Un ultim obstacol pentru supunerea Chinei era Beijingul, un oraș împrejmuit de ziduri înalte de 12 metri și lungi de 30 de kilometri, cu 900 de turnuri de pază ce cuprindea un oraș de mari palate, temple aurite și piețe abundente de mătase și condimente, în care locuiau peste 350.000 de oameni. Pentru marea armată nomadă condusă de Genghis Han, ce era obișnuit să lupte pe câmp deschis, orașul înconjurat de ziduri era de nepătruns. Prima tactică, au așteptat și și-au așezat tabăra izolând orașul, i-au capturat pe inginerii chinezi obligându-i să construiască catapulte, scuturi mobile și berbești de luptă. În timp ce mongolii jefuiau mărfurile și proviziile aduse de neguțătorii chinezi, locuitorii orașului au flămânzit, consumându-și caii și ulterior recurgând la canibalism. După luni de zile gata de atac, Genghis Han a ordonat atacarea orașului avea însă să întâmpine o rezistență condusă de comandantul militar chinez al orașului cu o garnizoană de mii de soldați și un arsenal de luptă. Genghis Han a ordonat catapultarea bolovanilor spre oraș, în timp ce armata chineză răspundea cu aruncarea unor bombe unse cu ulei, umplute cu chimicale și excremente incendiate spre armata mongolă ce le asedia orașul. Genghis Khan a ordonat ca prizonierii chinezi aflați în prima linie să transporte scările de asediu și berbecii de luptă spre zidurile orașului. Mulți au fost nimiciți de săgețile conaționalilor lor care erau asediați. În cele din urmă, după o luptă crâncenă, apărarea orașului a cedat, armata chineză a fost nimicită, comandantul chinez al orașului s-a sinucis, iar mongolii au intrat și au devastat, jefuind, incendind și masacrând populația. Multe femei, de teama că vor fi violate, s-au sinucis aruncându-se de pe zidurile înalte ale orașului. După carnagiul de la Beijing, Genghis Han și-a stabilit capitala la Karakorum, transformându-l într-un centru comercial și administrativ. A impus un cod de legi personale, a pus bazele unui sistem juridic, a preluat cunoștințele din știința, medicina și tehnologia chineză. A instituit un sistem de scris și un sistem monetar, a stabilit noi rute comerciale și a trimis ambasadori în Persia, înființând primele poștalioane situate fiecare la 40 de kilometri. Tot el a instituit legi draconice pentru siguranță. Orice crimă, orice nelegiuire era pedepsită cu moartea sau cu tăierea membrelor a instituit și reguli foarte stricte pentru primirea străinilor sau călătorilor. În anii 1215-1219, mongolii ocupă Pechinul, Corea începând să plătească tribut mongolilor. A lansat un atac de succes împotriva Hanatului Kara Kitan în 1218 și a încheiat un tratat de prietenie cu statul Horezmul de pe teritoriul Iranului a lansat o incursiune de răzbunare contra horezmienilor, deoarece unii dintre aceștia prădaseră o caravană mongolă. În anii 1219-1220 a desfășurat ocuparea Transoxaniei după înfrângerea oștirii șahului din Horezm. Sunt ocupate Buhara și Sarmancandul, centre urbane importante din Asia Centrală, au loc incursiuni militare în Caucaz și cnezatele ruso-ucrainene. Preferând să nu cucerească Imperiul vecin, Gvarezmia, Genghis Han a oferit în schimb o alianță politică, trimițând o caravană de 500 de oameni. A sperat astfel să creeze un parteneriat comercial puternic prin intermediul drumului Mătăsii. Cu toate acestea, șah Gvarezmian nu l-a privit cu încredere și a ordonat masacrarea membrilor caravanei. Genghis Khan a trimis un grup de ambasadori direct la șah, care a răspuns prin decapitarea unuia dintre aceștia. Indignat, Hanul Mongol a mobilizat aproximativ 200.000 de oameni și a supravegheat personal declinul sângeros și subjugarea Imperiului Gvarezmian în 1220. Peste un milion de persoane au fost uciși în timpul invaziei mongole. Imediat după succesul său, Genghis Han a capturat multe alte regiuni în drumul său de întoarcere spre Mongolia, inclusiv Georgia, Afganistanul de vest și alte regiuni chineze din est. În 1221 a înfrânt oștirea lui Gelal de Din, fiul sultanului din Horez, căzut în bătăliile de la Marea Caspică. În 1223 armata mongolă, condusă de subedei sau subotai, avansează ajungând în Ucraina și înving oastea aliată a gnezilor ruși în bătălia de la râul Calca, deși această oaste avea superioritate numerică față de cea mongolă. La bătălia au luat parte și brodnicii lui Ploscâne, aliați cu Cumani. În 1224-1225, Genghis Khan s-a reîntors în Mongolia și a condus o expediție de pedepsire a tunguzilor, națiunile din Manciuria. În urma călătoriei sale pline de victorii, Imperiul lui Genghis se întindea de la Marea Caspică în vest până la Marea Japoniei în est, având de două ori dimensiunea Imperiului Roman și de patru ori Imperiului Alexandru cel Mare. Puterea și succesul trupelor mongole se explică prin disciplina severă, prin enorma mobilitate a trupelor, natura robustă a cailor și războinicilor, armele din dotare, și prin tactica inteligentă de luptă a comandanților mongoli. Fiecare călăreț avea doi sau trei cai care îi dădeau posibilitatea schimbării cailor obosiți, oștenii oprindu-se pe un traseu numai pentru somn și hrană. Hrana consta preponderent din carne uscată făcute pulbere păstrată în bășică de vită prinsă la șa. Mongolii erau antrenați de la vârsta copilăriei pentru a deveni călăreți și arcași. Vânătoarea era îndeletnicirea de căpătâi ca antrenament în vederea războailor. Arma principală era arcul compus din materiale diferite, lemn, tendoane sau metale, care asigurau o elasticitate deosebită. Războinicii posedau mai multe arcuri, foloseau săgeți cu vârfuri metalice, care puteau să străpungă zalele cu care era echipat inamicul. Prin folosirea în călăria, scărilor puteau ținti din goana calului în direcția opusă fugii cu o precizie uimitoare. Tehnică de altfel răspândită la mai toate triburile războinice ale stepei, încă de pe timpurile șciților sau sarmaților. Tactica folosită frecvent de mongoli era atacul rapid și scurt, urmat de o retragere amăgitoare, menită să atragă inamicul în cursă pentru a fi împresurat. Genghis Khan a fost un tactician abil, iar domnia și acțiunile sale militare au fost abordate în mod pragmatic. Armata sa a folosit rețele de spionaj pentru a detecta și a îndepărta orice amenințări la adresa guvernării sale. Istoricii și analiștii militari subliniază faptul că succesul de care s-au bucurat hoardele mongole în timpul domniei sale se datorează în special organizării flexibile de care dădea dovada armata. Mai exact înainte de Genghis Khan, mongolii luptau în formațiuni mici. Cu toate acestea, alegerea mare lui Han a dus la formarea unui stat major permanent care coordona mișcările trupelor și alegerea tuturor ofițerilor în funcție de merite și loialitatea arătată. Genghis Khan și-a găsit sfârșitul în 1227 ca urmare a unei lupte împotriva poporului Tangut când a căzut de pe cal și a căpătat diverse răni. Nu se știe unde a fost îngropat familia, păstrând cu străjnicie acest secret. Legendele spun că împăratul însuși ar fi dorit acest lucru și că a mai cerut ca albia unui râu să fie deviată peste mormântul său. Îți mulțumim pentru că te-ai uitat. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru pentru a putea urmări și alte subiecte interesante. Ai fost pe pagina de istorie. Ne auzim data viitoare.